Comisia de Recurs a FRF a soluționat marți seară o solicitare inedită, cererea celor de la CS Podar de a continua în Liga 3-a, la câteva zile după ce conducerea clubului din Dolj înștiința federația de retragerea echipei din competiție. Cum era de așteptat, oficialii FRF au permis formației din Podar să ducă la bun sfârșit acest sezon. În aceste condiții, Chindia își păstrează avansul dobândit pe teren, 4 puncte față de ocupanta locului secund din C3, CSA Fumați. Revenirea celor de la Podare asupra deciziei inițiale a provocat mare vâlvă în Ilfov. Oficialii de la CSA Fumați ar fi afirmat, potrivit site-ului ilfovsport.ro, nici mai mult, nici mai puțin decât că Chindia stă în spatele deciziei doljenilor de a continua în campionat și că gruparea din Târgoviște le-ar plăti celor de la Podari baremurile de arbitraj și deplasările din ultimele etape. Oficialii Chindiei au răspuns pe un ton vehement acuzelor din Ilfov. Noi nu am dorit și nici nu dorim să intrăm în vreo polemică cu cineva. Am încercat în acest sezon să mai plătim din datoriile vechi. De unde bani să dăm și altora? O aberație mai mare nici că am auzit. CSA Fumați a făcut doar 0-0 cu Podari în retur. Clasamentul e perfect corect, cu punctele de pe teren, a declarat președintele de la Chindia, Marcel Ghergu. În weekend, Chindia joacă acasă cu Inter Clinceni, iar CSA Fumați tot pe teren propriu cu Astra 2.